Eu sunt acum într-un parc din Focșani. Exact, împreună sunteți cu la un eveniment. Camarad de arme, da. Co-organizator, doamna doctor Tătară, Alexandra Tătară, co-organizator al unei întâmplări care înseamnă democratizarea culturii. Deci, având în față o lozincă, pregătim România pentru impactul cu viitorul, eu sunt convins că asta trebuie să facem. Împreună cu Dumitru Dorin Prunariu, care se adresează mulțimii de pe o scenă în apropierea noastră, da, încercăm să, Tudorica Barbu, care mi-e și prieten, să găsesc o imagine pentru el. Cântăm cumva la gitară, la balalaică, felul în care știința trebuie să intre în mințile oamenilor, ca oamenii să poată să creadă, că viitorul va veni și pentru ei, ca oamenii să poată să înțeleagă mișcările astea extraordinare care sunt. Domnule Mironov, aș vrea să vă pun o întrebare. Credeți că sunt o mulțime de show-uri de televiziune de popularizare a științei care se duc în această direcție a extratereștrilor, a vieții dincolo de astre, care poate pe undeva speculează niște aspecte necunoscute din istoria Pământului? Ce părere aveți despre acest tip de show de televiziune? Eu aș pune manualul de astronomie, astrofizică și ieșire în spațiu cosmic pe pupitrul elevului de clasa a patra. De ce? Pentru că vreau ca și românii să participe la această economie a cosmosului, la această ieșire spre spațiu cosmic, care a și început. Nu uitați că peste 2 ani, 4 cetățeni Homo sapiens vor fi pe lună la una dintre bazele care sunt acolo. Iar noi pregătim acum, au fost sute de copii la întâlnirea pe care a organizat-o doamna Tătaru, și pregătim efectiv pe cei care se vor înscrie la bordul navelor viitoare sau pe copiii sau pe nepoții lor îi vor înscrie acolo. Chiar acum, spunea Dorin Prunariu, unul dintre business-urile uriașe ale Pământului sunt această space industry. Vând $1 pe o parte și scoți 18 pe partea cealaltă. Sper că v-am convins. Și acum s-o rog pe Alexandra, dacă îmi permiteți, da, să spună de ce se simte nevoia organizării pentru populația locală. Personal am simțit nevoia să inițiez acest proiect pentru că vin din sistemul de educație și știu că în educație, în momentul actual, nu se mai pune preț pe știința aplicată, pe științele Pământului, pe studierea acestora, și copiii sunt la fel de însetați. I-am văzut în seara asta cum puneau întrebări extraordinar de frumoase specialiștilor în domeniul științelor Pământului, cosmologiei și astronomiei. Deci ei sunt capabili să înțeleagă și să perceapă chestiuni pe care adulții, din păcate, nu mai pun preț. Nu le mai înțeleg și nu mai pun preț pe ele. M-am străduit foarte tare să organizez acest festival. În ciuda tuturor piedicelor, pot să spun că anul acesta am reușit. Este al doilea an în care încerc să pun accent pe această chestiune de popularizare a științelor și să mai trecem și dincolo de festivaluri, tradiții, de obiceiuri, pentru că acestea sunt foarte populare. În schimb, festivalurile acestea de știință sunt mai puțin populare, mai ales dincolo de granițele Bucureștiului. Doamna Tătaru, aș vrea să vă întreb, pentru că veniți din sistemul de educație, cum spuneați, ce părere aveți despre faptul că se spune că tinerii consultă tot mai mult internetul, tinerii nu se mai apleacă spre o carte, tinerii nu mai citesc? Însă, pe de altă parte, internetul le oferă o mulțime de informații legate chiar de domeniul în care dumneavoastră ați organizat acest festival. Da. Tinerii sunt foarte atrași de tehnologie și nu o să putem niciodată să-i întoarcem la sistemul clasic de educație. Și consider că trebuie să ne axăm, mai ales noi cei care putem să ne adaptăm nevoilor noii generații, să-i învățăm să selecteze informația din noi anul acesta pe care ni-l oferă internetul. Este mult mai sănătos pentru ei să înțeleagă ce să aleagă bun, să selecteze informația falsă de cea reală și să o folosească apoi în proiectele pe care și le doresc, să construiască cu acea informație. Doamna Tătaru și stimați colegi, vă semnalez un moment cu totul și cu totul extraordinar de care nu ne dăm seama că este extraordinar.
Colegul nostru se bune un telefon. Eu și cu invitata, noi doi invitații dumneavoastră, suntem în fața telefonului. Acesta este un telefon. În urmă, cu 30 de ani, s-ar fi gândit cineva că la telefonul ăla la care împărteam la o rotiță, am fi putut să vorbim. Și iată, voi chiar acum... Chiar și acum 20 de ani. Folosind un minimum de mijloace tehnice, electronice, pentru că mintea lui Homo sapiens a inventat, a explodat pur și simplu în ultimele 2-3 decenii, venindu-ne cu nou. În dimineața asta am fost la unul dintre liceele de la Focșani, Liceul Unirea, și am fost acolo o cancelarie de profesori. E o invenție a noastră, a revistei Știință și Tehnică. Mutăm cancelarea de profesori dintr-un oraș în altul, în altul, în altul. Profesorii care au fost cu noi au fost un robotician, un astronom, un matematician, un pictor, adică o paletă largă de specialiști, și copiii în sală au stat nemișcați, sute de copii, nu acceptând, ci preluând mesajul nostru, care e un mesaj despre, mă frate, îți place la școală? Hai tu noi, hai să facem școala. Deci trebuie cumva, asta adresa cu doamna profesoră am discutat, să tragem pereții școlilor lateral așa și școala să fie peste tot. Faptul că suntem acum în momentul ăsta cu Dorin Prunariu pe scenă, șarmând lumea și convingându-i să vină spre spațiul cosmic, e extraordinar. Domnule Mironov, vreau să vă întreb de unde credeți că vine fascinația asta pentru lumea science fiction-ului? De ce? Pentru că avem deja romane de science fiction, povestiri, novele care au împlinit 100 de ani. Deci încă de acum un secol oamenii erau fascinați și își doreau să ajungă la astre, să inventeze lucruri care nu s-au mai văzut, să exploreze dincolo de spațiul pe care îl pot cuprinde cu privirea. De unde credeți că vine această curiozitate, acest motor care ne duce spre descoperiri fenomenale de multe ori? Draga mea, mă trage într-o discuție în care crede mai avea nevoie de 24 de ore. Dar hai să iau doar două elemente. Unu, vă rog. Un tip pe nume Jules Verne stătea în Nant și scria romanele lui de aventuri în vitrina unei librării. Și pe măsură ce scria, capitolele se duceau la tipar și ieșeau povești care însemnau așa, un submarin trece sub măr, nu exista submarin. Un aparat zburător merge, nu existau aparate zburătoare. Da. Și așa mai departe. Criticii literare au zis, niște flacuri de acolo, vede și el lucrurile din jur și le povestește, le inventează. Nu e adevărat. Jules Verne a inventat lucrurile pe care secolul al XX-lea părinții și bunicii noștri le-au preluat și au construit lumea. Jules Verne a construit cu mintea lui lumea la fel de bine ca inginerii care au plecat, au aplicat ceea ce au găsit acolo. Asta se poate întâmpla. Și mai un exemplu. În 1945-46, un tip pe nume Arthur C. Clarke spune așa, dacă sunt trei sateliți în jurul Pământului la câte 120 de grade fiecare, orice întâmplare de pe Pământ transmisă de voi televizioniștii către satelit e preluată și de ceilalți și în felul ăsta televiziunea devine totală. Repet, anul era 1947. E bine, compania numită IBM a transmis Jocurile Olimpice în 1964 folosind ideea asta științifico-fantastică. Și acum voi televiziunile sunteți peste tot, ba aveți tupeu să-mi trimiteți un coleg care îmi ține un telefon în față și eu vă vorbesc și voi mă vedeți de la telefon, pe mine și pe profesora asta frumoasă. Da, da. Dom'le, vă dați seama pe ce lume trăim? Nu mai suntem în secolul al XXI. Suntem deja în secolul 22-23, așa cum îl gândeam noi cu câteva zeci de decenii în urmă. Și ce urmează, domnule Mironov? Pentru că vedem inteligența artificială care ia avânt. Unii spun că e bună, unii spun că nu. Ce ar putea să urmeze? Trebuie să știm unde să ne oprim, totuși. Asta este părerea mea. Nu sunt de acord cu asta. Da. Nu trebuie să ne oprim niciodată. Drumul nu se oprește niciodată. Eu am scris o carte... Inteligența artificială. Eu am scris o carte care se numește Lumea după Google. Mi-am și zis că am ajuns la motorul de căutare Google. Intru în orice bibliotecă de pe pământ, găsesc orice, tot e perfect, deci la capătul drumului. Da, de unde?
peste câțiva ani, când am încercat să republic cartea, mi-am dat seama că eram completamente depășit de viteza cu care lucrează creierele creatorilor și ale inginerilor care pun în practică. În fiecare zi se întâmplă ceva. Suntem 8 miliarde de oameni pe pământ, dragii mei, 8 miliarde de oameni, dintre care 90% au mers la școală. Planeta Pământ merge la școală. Asta e rezultatul. Rezultatul este că știm mai mult, putem face mai mult, facem mai mult tot timpul. Dacă da. Scăpăm și de nebunii ăștia de lângă noi, care au făcut războiul ăsta absolut stupid, idiot, din toate punctele de vedere, cel al Rusiei contra Ucrainei, putem zice că liniștind prin Pământul, ne putem duce spre țelurile noastre, care sunt Luna, Marte, asteroidii și așa mai departe. SF, nu SF, Tudorica Parte, care cunoaște de mult, de multă vreme. Asta e realitatea. Noi suntem într-un moment de acțiuni concrete. Dar suntem pregătiți? Adică noi punem mâna pe telefon, sunăm, alo, extratereștrii, sunteți acolo? Pentru că noi tot trimitem, ieșim, întindem antene, ca să spun așa. Draga mea, dar dacă ne-ar răspunde... Da? Dar dacă ne-ar răspunde cu adevărat, credeți că am fi pregătiți? Ar fi oamenii pregătiți să accepte așa ceva? Voi vă puneți doar întrebările. Eu merg adesea la o întâlnire anuală, se cheamă WorldCon, Congresul Mondial al Visătorilor, la care vin 10.000-11.000 de oameni, la care vin scriitori, dar vin și astronauți, vin ingineri mari, vin oameni de televiziune și acolo problema principală este când ne întâlnim cu ei. Aflați că oamenii se pregătesc. Că sunt în universități cursuri speciale despre contacte. Ce facem dacă vin? Cum îi citim dacă vin? Avem simțurile noastre, cele pe care le avem capacitatea să fie în contact cu simțurile lor? Nu. Deocamdată nu știm cum. Dar în curând aveți încredere în scriitorii de SF. Sunt foarte practici. Și încă nu am ajuns să vedem în jurul nostru ceea ce au scris și alți scriitori de SF, nu? Isaac Asimov, încă mai avem să ajungem la roboții umanoizi care într-adevăr pot interacționa cu noi fără să ne dăm seama că avem în față un robot. Ce credeți? Eu vă recomand o carte rea, scrisă de un român, Adrian Mihălțeanu. Foarte bine scrisă. Este o carte în două volume despre viitorul imediat, viitorul din veacul ăsta al 21-lea. A scris acum 15 ani și omul a nimerit și războiul ăsta care e lângă noi și violența și amestecul multinaționalilor peste tot și pentru că trebuie să încerci să simți pe limbă când vine viitorul. Și creierile creatorilor de literatură sunt foarte bine, ale cineaștilor. Vreau să, da, pentru că ați pomenit cineaștii, spuneți-mi, domnule Mironov, credeți în acea teorie sau o dați la o parte, conform căreia filmele de la Hollywood, serialele de televiziune legate de spațiu și de explorare, faptul că ne pregătesc pentru ceva, ne inoculează o idee pe care e mai ușor să o acceptăm atunci când va deveni realitate? Întâlnirea cu alte civilizații, eventualele conflicte intercivilizații. Da, eu cred că acesta este și rolul culturii, să ne pregătească pentru întâmplările care vin. Inteligența artificială se va amesteca printre noi, este deja printre noi. Dacă vă gândiți că în jurul nostru e plin de electronică și că foarte curând eu voi avea pe corzile vocale un microfon care vi se adresa direct, fără să-l mai țină mână. Și toate legăturile se vor face pur și simplu fără fir. Toate cele sunt atâtea lucruri care se pot spune despre viitorul care trebuie să fie. Un singur lucru deocamdată nu știm că nu se poate. Să încălcăm legile fizicii. Nu puteți vrea mai mult decât viteza luminii, așa a spus Einstein. Și cel mai puternic creier care a trăit cu care. Încă nu știm să facem deosebirea între mecanica din lumea mică, cea cuantică, și între mecanica Universului. Dar în curând se vor găsi stimulați de profesorii lor și de inteligența care e în continuă creștere, vor găsi și răspunsurile. Am foarte mare încredere în omul viitorului. Va rezolva toate problemele. Elevii pe care îi pregătește doamna doctor de mine, de altfel trebuie să vă spun despre profesoara de geografie.
Alexandra Tătaru, care are două doctorate date. Deci când cineva se duce în fața copiilor și vă spune, iată ce știu eu și vă spun, bă, copiii o cred. Lumea o crede în jur. Doamna Tătaru, cum îi faceți să fie atenți la ore, vă întreb? Adică este un secret pe care mulți ar vrea să-l știe. Am învățat din prietenia mea cu domnul profesor Mironov, a ieșit o învățătură foarte frumoasă, și anume, copiilor trebuie să le spui tot timpul povești. Adică niciodată nu trebuie predată știința așa cum este descrisă în manuale, ci trebuie să îi faci pe ei să trăiască acea poveste ca și cum ar fi ei personajul principal. Și la geografie ne-am putut permite acest lucru pentru că este vorba despre o mulțime de povești care pot fi spuse în limbajul propriu, atât al meu, dar și adaptat pentru ei. Domnule Mironov, credeți... Da, și se leagă și de răspunsul doamnei profesoară. Da. Credeți că vom mai vedea un alt Dumitru Prunariu? Poate chiar dintre elevii doamnei Tătaru, stimulați așa de poveștile dânsei. Dragii mei, nu știu de unde sare iepurile. Aventurile cosmosului, aventurile economiei cosmosului încă nu au început. Abia au fost eflorate. Nu uitați că mai 12 pământeni au fost pe lună. Dorin Prunare spune de fiecare dată că sunt 650 de oameni care au ieșit în afara Pământului în gravitație. Nu sunt mulți, el este al 103-lea. Și asta e tot de oră de subliniat. Că România are un zburător al 103-lea pământean care a ieșit în spațiul cosmic, este al nostru, un român. De aceea noi și sărbătorim totdeauna în mai ziua astronomiei AstroFest, pe care o face revista Știință și Tehnică. Dar viitorii conducători de astronave vor apărea. Deocamdată acești conducători de astronave sunt roboți. Dar și faptul că roboții au și din creierul unor ingineri de geniu este extraordinar. Nu știm dacă roboții nu vor, plecând, ducându-se unde se vor duce, nu-și vor găsi și posibilități de comunicare între ei. Eu nu mă tem de asta. Eu cred că ne vom prieteni cu inteligența artificială, că avem nevoie de computere pe care să le branșăm cu creierul nostru și să ne ajute să gândim mai repede, să calculăm mai repede, să proiectăm mai repede. Tocmai m-am întâlnit cu un domn rădoi care mi-a spus că ei exact asta fac geodezie și lucrează direct pe computere și pot să facă orice, de la proiecte lunare până la proiecte în văile și în munții pământeni. Apar noi meserii, apar tot timpul noi meserii. Slavă Domnului că România are un sistem de învățământ mult mai bun decât îl bârfez ziariști. Mult mai bun. Sunt profesori mari peste tot, ai cu ce, sunt profesori de calitate, cum iată, am lângă mine și bineînțeles că nu e pentru toată lumea, totul pentru toată lumea. Dar se face o selecție naturală și dacă eu, dascălu, știu, așa cum știe Alexandra, să deschid pentru copiii din fața mea uși și ferestre largi și să te întreb, măi fetiță, măi băiatule, vrei pe aici sau pe aici sau pe aici? Și la un moment dat copilul zice, eu merg acolo. Și atunci el își trăiește viața plăcut, se duce să muncească cu plăcere. Face ce îi place în viață. Îi place viața pentru că face ce îi place în viață. Asta e, de altfel, secretul dascălui adevărat, secretul dascălui. Și lumea se schimbă. Televiziunile sunt elemente de schimbare a lumii și toată stima că v-ați apucat să transmiteți asta. Și mă aștept ca intervenția mai departe a blogurilor, vlogurilor și tot ce se întâmplă pe pământ să facă cu ajutorul acestui telefon pe care îl ține prietenul nostru, să facă un lucru la care nici nu ne gândim. Se leagă între ele creierile pământului. Se construiește creierul colectiv al societății planetare. Nici nu știm ce putere vom avea peste 10-20 de ani, când pur și simplu sinapsele vor fi comune de la mine, la tine, la tine, la tine. Închei cu ceva ce am spus adesea și probabil prietenul superbrau auzi. Multă vreme am avut un prieten în São Paulo, în Brazilia. Îmi dădea telefon întotdeauna
la, pe 1 ianuarie, la ora 3 noaptea, spunându-mi așa, Alexandru Mironov, te sun de anul trecut. Îngea timpul, el era în altă parte a timpului, nu numai în altă parte a planetei. Și asta era pe cum se schimbă. Da, domnule Mironov, doamnă Tătaru, vă mulțumesc foarte mult și sper să mai avem ocazia să intrăm în dialog. Mult plăcere și mă bucur foarte tare că deschideți această ușă. Bravo! Sigur, sigur, cu siguranță, vă rog, mai veniți pe la noi. Mai vorbim, că sunt foarte multe de spus. Bine, mulțumesc mult, toate cele bune! Mulțumesc.